Este ziua cea mare la Fishing and Hunting Expo, a treia zi, sâmbătă. Dacă două zile a nins în continuu și a făcut greu transportul în București, iată că astăzi vremea ține cu noi. Este o zi cu soare, o zi de sărbătoare. E clar, știu că. Știu că. Unde și când? Mahmudia. Pescăriță? Da. Ajutor de pescari. Cea mai mare știucă? Cea mai mare știucă nu, nu. Sub 2 kg, nu. Încă nu. E un început bun. Tu? Tot sub 2 kg. Încă. Și văd că v-ați îndreptat către năluși. Mare înseamnă că urmează. Visați la... Avem ținte mare anul acesta. La o friptură de vânat sau la un pește ar merge o sălățică, nu? Cum să nu, cum să nu, dar nu vedeți ce frumos o faci. O faci merge, o mănânci mai repede. Da. Cu ce gânduri ați venit la Expo? Păi, cu ce gânduri să venim? Cu gânduri bune. Da, cumpăra câte ceva pescari. Pescari? Da. Și? Ați găsit ce căutați? Păi, în momentul acum am venit. Acum am intrat, am ocolit un pic. Că ne uităm. Ați intrat la ceva mai ușor? Da, da, da. Prima dată parcă tot mâncarea. Prima dată trebuie să le orientăm pentru soții la ceva, să le închidem gura. Cum te-ai gândit să începi sezonul ăsta? Cât mai rapid în primul rând. Și aș vrea să încerc produsele de la Bucovina. Îmi pare rău că am venit special să cumpăr un degetar. N-am avut parte să-l găsesc. Am înțeles că s-au vândut ca pâinea caldă, dar de săptămâna viitoare o să fiu primul care dau comanda pe site. Edi, văd aici niște chestii interesante, niște noutăți. Hai, vorbește-ne un pic despre ele. Sunt noutăți pe anul 2020 de la Caperlan. Sunt voblere puțin diferite față de ceea ce ați văzut până acum la rafturile magazinelor noastre. Am putea spune că sunt niște năluți franțuzești cu apucături de voblere japoneze și sunt destinate și atent proiectate pentru diferite tipuri de pești. Avem voblere de tip crank, cu bile de tungsten în ele și oțel, destinate pescuitului la clean, păstrăv, biban. Voblere de adâncime sau de suprafață, ele se fac în mai multe mărimi și mai multe gramaje. Avem voblere de tip minnow, foarte bune pentru apele de păstrăv. La fel, o noutate și un produs super apreciat este acest wobbler de tip rattling. Este un wobbler care conține tungsten în interior, este destinat pentru pescuitul la avat, șalău, somn sau orice găsim. Vi se pare interesante? Foarte interesante, bineînțeles. Pescuiți la răbitor? Pescuiți la toate de când de la 4 ani. Asta e foarte bine, foarte bine. Cu ce a venit nou anul ăsta? Sunt câteva noutăți foarte interesante de la Manker. Sunt 3 lanterne noi lansate, foarte puternice și ca și construcție sunt foarte apreciate atât de utilizatori cât și de vânzători, adică de noi care testăm și verificăm produsele să fie totul în regulă cu ele. Spre exemplu, este acest mic model MK36 care ajunge la 12.000 de lumeni oficial, neoficial însă este evaluat la 15.000 de lumeni. Ceea ce foarte puternic, o altă noutate este o lanternă impresionantă, MK35-2, care este cu un LED foarte micuț de la Luminus SBT90.2, 1.000.000 de candele, 6.000 de lume și 2 km distanță de bătaie. Pescuiești la pește mare, nu? Da, la pește mare, îți dai seama. Ce zici de lanseta? Lanseta este una care mă impresionează, ca să fiu sincer, cât de ușor ridici și cât de încrezător tragi de... Ești pescar de somn? Și de somn, și de crab, și de știucă. Sunt un pescar complet. Ei, ia zi, cum e la expoziție? Foarte frumos. Da? Ce pescuiești? Da. Ce stil? Păi, crab... Am văzut că ai făcut Claudiu mai devreme. Da. O fotografie. Pe lor mărești? Da. Foarte mult. Zi-mi ce pește ai cel mai mare. Păi 18 kg. Hai mă, las, nu cred. Ba, da. Unde? Salanto, pe Beriș. Frumos, bravo.
Și anul ăsta ce ai de gând? Păi anul ăsta am de gând să-mi iau niște lansete mai noi și mai bune. Da, și la răpitor? Și la răpitor, cu răpitorul am cam terminat așa cu... Păi auzi, lasă tu crapă și dă-te pe răpitor, că e mai bine. Păi da, da, doar da, iarna pot să... Nu face să dea la crapă. Păi eu fac și, și iarna mă duc la răpitor, vara mă duc la crapă. Bravo, crap. Foarte bine, îți doresc fir întins tot anul. Mulțumesc. Foarte interesant aici la scenă a fost acela al șoimilor. Șoimăritul, o activitate foarte, foarte veche pe aceste meleaguri. Ei bine, au fost momente minunate cu aceste păsări de pradă aici la scenă. Suntem prezenți și în acest an la expoziția de vânătoare. Este al treilea an la care participăm. Am venit să prezentăm publicului sistemele de ochire de la Aimpoint. Sunt niște sisteme de ochire cu punct roșu care, pentru care suntem direct importator. Pe lângă acestea avem o gamă variată de produse, tot ce ține de segmentul de vânătoare, îmbrăcăminte, accesorii, lunete, monturi. Suntem foarte bine reprezentați pe segmentul de camere de monitorizare cu senzor de mișcare, articole de vânătoare, ceea ce înseamnă cartușiere, tot ce sunt utile unui vânător din piele, hrănitori automate, avem cam tot ce are nevoie un vânător sau un gestionar de fond cinegetic. La mulți ani, domnul Ștefan, să fii sănătos! Uite ce surpriză frumoasă ți-au făcut băieții! Ia zi da, ceva! Mulțumesc. Vă mulțumesc mult de tot! Să ne vedem cu mine pe baltă și să petrecem până mâine dimineață! Așa să fie! Bravo! Uite un stand care mie îmi place foarte mult, atelierul cu Năluce. Andrei, voi veniți pentru prima dată. Ia zi, ce le-ai pregătit vizitatorilor? Le-am pregătit mai ales năluci pentru clan, dar și de ștucă. Am început cu năluci foarte mici, acestea pentru ape limpezi, pentru ape mai tulburi. Am făcut fiecare năluc, am făcut în două variante de culori. O culoare mai stridentă și o culoare mai naturală, pentru că ai nevoie de variație de obicei, ai nevoie de o culoare mai naturală pe apă limpede, o culoare mai stridentă, mă rog, nu e chiar o regulă care să mențină tot timpul, dar de obicei așa folosesc pescarii. Măcar ne păcălim noi, măcar știi, să facem trusa mare. Da, 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 măcar ne păcălim noi. Și acolo am cele mai mari, sunt pentru ștucă, niște jercuri și pe culoare ceva mai naturală. Ia zi, tinere, ești pescar? Antibrădiș? Da. Antibrădiș nu am doar țâtet. Dar uite ceva mai de suprafață, nu? Ia vino un pic. Unde vrei tu să pescuiești o antibrădiș? Mi-aș dori să mă duc în deltă. N-ai fost niciodată? Am fost de câteva ori cu mama mea. Păi am pescuit la ștucă și la biban. Bravo. Țin-o tot așa că e bine. Care e prima impresie? Foarte, foarte mișto totul. E prima dată când vin. Da? Ce anume cauți? Văd o lansetă de răpitor.
Am deja lansetă de răpitor. Aleg pentru prietenul meu. Da? Pescuiești? Da. Și care e cea mai mare captură? Cea mai mare captură, un bimbat de 300 de grame. E un început promițător. Un cuplu cu adevărat ca lumea. Tu te-ai pregătit pentru bucătărie sau pentru soțul și tu încă n-ai nimic. Ce căutați? Vrea să gătească ea. Păi de-aia zic. Și-a luat că... și făcălești au... și cărlige căuta. Am înțeles, dar vezi că pe ăsta îl folosești și altă dată. Să nu cheltui prea mult aici. Când te întorci târziu acasă. Da, da, da. Cum, care sunt impresiile? Ok, e piața plină. Da? Ce anume cauți? Nu neapărat, am venit să mă uit de o trusă, mai multe chestii. Accesorii, depinde ce găsesc. Ce stil pescuiești? Doar crab. Sunteți primul vizitator al ultimelei zile. Bună dimineața! Cu ce gânduri la expoziție? În primul rând informarii, apoi poate cumpărăm, poate legăm ceva, niște business. De unde ați venit? Momentan vin din Turcia de la o altă expoziție, dar sunt din Botoșani. Sunt directorul unei asociații de vânători și pescari. Asta vreau să vă întreb. Da, și avem și niște lacuri în administrare, ca firmă privată. Mircea, ce a pregătit liciul anul acesta vizitatorilor? Salut, Cristi! Anul acesta am pregătit modelul de apă sărată, care este un model extraordinar de rezistent și foarte bun pentru razele UV, datorită particulelor de sare care sunt extra în apă, se știe, ne protejează foarte mult ochii. După care am venit cu o grămadă de modele noi, care vor fi disponibile pe la Fishing Mall din aprilie-mai, începutul mai cel mai sigur. Mă duc în Suedia, la Stuka Nord. Da. Zi-mi o nălucă de la Gator cu care să lansez prima dată. Avem o enormitate de modele de năluci, dar sincer să fiu, îți dau această nălucă pentru la vară cu care să lansez prima dată. Cred că este o nălucă perfectă, Spotted Bullhead. Nu e o culoare nouă la voi? Este o culoare nouă la noi, Spotted Bullhead, este o culoare foarte frumoasă. Care... Fii atent, o să o vezi în film, prima lansare în Suedia cu asta. Sper să-ți aducă și o ștucă peste metru. L-am rugat pe Dan să ne arate un model de cuțit pentru turele noastre montane atunci când mai facem un foc de tabără pe malul apei. Ia povestește-ne un pic. Păi pot să vă recomand un cuțit Opinel, un cuțit franțuzesc, care merge foarte mult pentru focurile de tabără și pentru mers în delta, pentru pescari, mai ales. Bănuiesc că târgul se numește Hunting de Fishing. Da, și... eu sunt pe zona asta de pescuit la răpitor și trebuie ceva mic, ascuțit, care să, păi, să te ajute. Opinelul este clar un cuțit care să pretează pescuitului. Adică orice pescar ar trebui să aibă un opinel în trusă. Un opinel simplu și un opinel de filetat, pește. Îi luăm imediat prețul. Care este lama foarte flexibilă și care se pliază. Salut, ce faci, Marius? Pe Marius, mai știți că e un prieten foarte bun de-al meu, vânător de altfel. Bine, nu de asta suntem aici. Suntem aici pentru că la Marius se mănâncă ceva mai puțin și mai rar întâlnit în București și în alte localități. Dar hai să lăsăm să ne spunem despre ce este vorba. Salut, Marius, ia povestește un pic. Bună, Florin. Păi... noi suntem producători, sunt din Galați, avem o fermă și avem un atelier laborator de manufactură a cărnii. Practic facem niște specialități artizanale afumate cu lemn de esență tare, fax sau prun, stejar, lemn, sau lemne fructifere. Ideea este că noi ne-am dezvoltat de-a lungul anilor cu niște produse naturale, fără conservanți, coloranți, mă rog, poate nu tot timpul au un aspect atât de... frumos, cum sunt alea din comerț, din supermarket, dar noi așa am crescut și avem o clientelă, avem o rețea de magazine
și am vrut să aplicăm aceeași strategie, aceeași tehnologie, să zic, știință pe care o avem noi, să facem și niște specialități din vânat. Și aici avem curcanul coblajar cu fistic, rozmarin, este o ruladă uriașă făcută din doi curcani dezosați manual și coaptă deasupra jarului în afumătoare tradițională, timp de 12-14 ore, în sucul propriu. Asta e o specialitate pe care noi ne prezentăm la toate târgurile internaționale. Mai avem piepturi de rață, toate specialitățile tradiționale, costiță, cârnat de porc, așa, avem jambon de mangalița și apoi trecem la vânat. Uitați, avem file de urs. Bravo! Și de la Bucovina, niște bune cu decretic pentru tine, pentru că ești pescar. Hai, te-am pupat, bravo! Pentru cei care au citit poveștile apelor de la noi de pe site, el este Dinu Florin Cârstean, cel care le și scrie. Dinu, mă bucur mult de tot că ați venit. Voi sunteți plecați de seară, nu de acasă? De azi noapte, mai exact, de la ora 2 azi noapte. Câți kilometri ai? 600 și, nu știu, 650, ceva de genul. Uite că sunt și pasionați până la extrem care au ales să străbată 600 de kilometri să vină la expoziție. Zim. Și străbateam an de an, că vin la a patra ediție. Că... Ce ți-ai cumpărat? Cu ce gânduri ai venit? Am luat câteva slidere, pentru că asta toamnă în Delta au fost cele mai bune năluci. Și sper în continuare să găsesc și restul, niște gume, fire și ce mai fi. Cum ți se pare expoziția? Prea puțin am apucat să văd, dar dacă, eu zic, să respectă tradiția anilor trecuți, o să fie, este o expoziție interesantă, plină de multe noutăți și multe lucruri care sunt deja consacrate, cu foarte mulți pescari renumiți, care aici ai ocazia să-i întâlnești pe toți grămadă, ca să folosesc un cuvânt bucovinesc. Și în rest ce pot să spun? Sper să găsesc tot ce caut și în primul și în primul rând mă bucur că te-am întâlnit pe tine. Silviu, ce le-a pregătit Energofish iubitorilor de pescuit la răpitori? Da, pentru ediția aceasta a târgului avem niște gume de la Acara, un brand nou adus de firma Energofish, care, spre surprinderea noastră, s-a vândut extraordinar de bine, poate cel mai bine dintre toate gumele de la Energofish anul acesta. Da? Și avem gume pentru toate tipurile de, poate toate speciile de răpitori. De la șalău, știu că avat și biban și așa mai departe. Ce aș mai putea să vă prezint tot ca o noutate sosită în toamna anului trecut, o mulinetă de răpitor de la Wizard, care are un raport de recuperare destul de mare, 7,4:1. Este o mulinetă foarte căutată de pescar și care s-a vândut foarte bine. Ce avem noi aici? Bună ziua, Irina Duma sunt și reprezint firma Bradley Smoker din Canada. Vorbim despre o afumătoare digitală cu 4, respectiv 6 rafturi. Avem și varianta Smart cu aplicație pe telefon. Are un principiu foarte simplu de utilizare.
folosește acești biscuiți, care este un lemn tocat la o anumită dimensiune, un lemn sănătos, ard până la stadiu de cărbune să nu elimine rășini și practic o face cea mai curată formă de afumare până în momentul de față. Am zis, deci practic asta este o sculă pe care putem să o luăm acasă, să o montăm undeva unde nu ne încurcă și când vrem să ne facem un preparat care să ne placă și nouă și celor care ne pășesc pragul, să le oferim ceva care e făcut chiar de noi acasă, nu? Chiar de noi acasă și cu un fum foarte curat. Robert, ce le-ai pregătit vizitatorilor anul ăsta? Salut, Cristi! Anul ăsta am venit cu un stand Iozuri la voi, aici la Fishing Mall. Anul ăsta am avut un mare succes cu acest model nou. Se numește, este un spinnerbait de la Iozuri. Diferența este că paleta a fost înlocuită cu această bilă. Bila respectivă se manifestă ca un fel de retrin sau această bilă este un fel de prismă care în momentul când joci năluca în apă reflectă foarte bine lumina. Asta e ca noutate, iar ca un produs care a avut mare succes și nu mă așteptam, este acest produs, produsul acesta, Twitch Bait. Este o nălucă dedicată știucii, cu care am prins anul trecut foarte bine în Delta și am avut foarte mulți oameni care m-au întrebat despre ce e vorba, le-am explicat și au fost foarte receptivi și au cumpărat incredibil de bine. Anul trecut am avut modelul de 7 cm și 9, iar acum am adus 11 cm și 13 și a prins extraordinar de bine. Cu siguranță vom avea capturi cu aceste năluci în Delta. Mai avem deodată două premii, da? Mai avem o tabletă, cred că este o tabletă iPad și cu voucher de 1000 de lei de cheltuit în magazinul Fishing Mall. Deci avem tableta plus un voucher de 1000 de lei. Tot pachetul va rolând 3300 de lei, mulțumesc Cristi. Deci tableta, iPad și până eliminare, dragii noștri, cine rămâne acolo cu mașina în acest moment. Și mă tem că e de azi, om. Parcă. Să vedem. Ispas Andrei câștigă tableta și voucherul. Mersi, Dana. Bacă-ne înapoi. Am dat tableta și voucherul și, dragii noștri, sigur că voi știți foarte bine cine a rămas aici, dar hai să-l validăm și pe ăsta. Marele câștigă autoturismul Peugeot de la intrare. Este domnul Iorga Mihai. În valoare de aproape 12.000 de euro. Iorga Mihai din Târgoviște. Zi, tu ești? Bravo, felicitări! Ia zi, mai ai venit la târg să iei nadă? Să iau nadă, da. Și am venit cu mașina. Stai un pic să găsim cheile, să o și pornești. Oficial am luat o mașină. Mulțumim păi frumos, Fishing and Hunting, Târgu de Pescuit. Hai mă, testă mă. E, dragi prieteni, cam asta a fost ediția cu numărul 5, aniversară a expoziției noastre, Fishing and Hunting Expo. După cum ați văzut, am oferit deja mașina fericitului câștigător. Nu ne rămâne decât să vă spunem că ne întâlnim și la anul, unde sperăm să veniți în număr cât mai mare.